Crăciunul bate la ușă și noi am intrat deja în spiritul sărbătorilor, cu miros de pin, decorațiuni care ne fac să visăm la copilărie, dar și bucate pentru toate gusturile. Astfel, în acest context, primarul comunei Rogova, Costin Elvanvu, a dorit să aducă o bucurie cetățenilor, organizând un spectacol chiar în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie. În a doua zi de Crăciun sunteți invitați cu mic, cu mare, la un spectacol inedit care va avea loc în parcul din comuna Rogova. Primarul comunei, Costin Elvanvu, vă așteaptă începând cu orele 14 pentru a trăi o adevărată atmosferă de Crăciun acompaniată de art music. Peculețele și figurinele din parc vor întregi tabloul unui Crăciun fericit alături de cei dragi.